Răsturnare de situație în scandalul anului. Ana Maria Prodan face pace cu reghe, îl vom ajuta și îi vom întinde o mână. Ana Maria Prodan face pace cu reghe, după ce și-au aruncat cuvinte grele și s-au acuzat de lucruri extrem de grave. Impresara spune că atât ea, cât și copiii, l-au iertat pe antrenor și îl vor ajuta dacă va avea nevoie. Ana Maria Prodan face pace cu reghe. Impresara a declarat că tatăl copilului său este și va fi parte din familie, cu toate răfuielile pe care le-au avut. Mai mult decât atât, l-a iertat pe Laurențiu Reghecamf pentru infidelități și părăsirea căminului conjugal. Sunt atât de fericită și liniștită, încât am uitat de toată perioada aceea urâtă din viața mea. Sunt fericită și împlinită, știam că Dumnezeu îmi va aduce lângă mine prieteni adevărați. Copiii sunt liniștiti, am uitat totul, toți. Nu vrem să știm decât de drumul nostru frumos și lin, întotdeauna demn și drept. Așa mi-am crescut copiii toată viața și sunt mândră că așa s-au format ca oameni. Nu ne vom uita înapoi niciodată. Pe regecamfăl vom ajuta mereu, iar când o să fie foarte jos o să întindem toți mâna să-l ridicăm. Numai atunci își va da seama ce a făcut din viața, familia și demnitatea lui. L-am iertat toți și ne rugăm pentru el mereu să-i fie bine, a declarat Ana Maria Prodan, pentru click.